Direcția Generală Anticorupție, reprezentată de Serviciul Județean Anticorupție Călărași, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Călărași și Primăria Municipiului Călărași, a derulat concursul de scurtmetraje anticorupție realizate cu telefonul, în cadrul căruia a fost organizat ca activitate principală un concurs de filme cu tematică anticorupție. Concursul și-a propus să stimuleze implicarea elevilor din liceele municipiului Călărași în dezvoltarea unor mesaje educative cu ajutorul telefonului mobil. Participanții la concurs au fost încurajați astfel să ia atitudine împotriva corupției și să contribuie ei înșiși, prin viziunea lor creativă, la dezvoltarea unui comportament activ și responsabil. Concursul s-a adresat tuturor elevilor înscriși în instituțiile de învățământ din municipiul Călărași, în clasele a 9-a până în a 12-a, ce au împlinit vârsta de 16 ani până la data de 1 septembrie 2020. Filmele declarate câștigătoare au fost premiate în cadrul unei festivități derulate în data de 9 decembrie, Ziua Internațională Anticorupție, eveniment organizat pentru marcarea acestui moment. În urma jurizării, pe locul 1 s-au clasat elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu, pe locul 2 elevii Colegiului Barbu Știrbei, iar pe locul 3 elevii Liceului Danubius. Mesajul Direcției Generale Anticorupție este de toleranță zero la infracțiunile de corupție, iar pe această cale cetățenii sunt îndemnați să ia atitudine împotriva faptelor de corupție și să sesizeze acest lucru ori de câte ori este nevoie. Ne aflăm astăzi la festivitatea de premiere a unui concurs local de filme anticorupție filmate cu telefonul. Concurs organizat de Direcția Generală Anticorupție, respectiv Serviciul Județean Anticorupție Călărași, în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași și Inspectoratul Școlar al Județului Călărași. Noi vă adresăm felicitări tuturor echipelor, atât înscrise cât și câștigătoare, și o să dau acum cuvântul domnului primar Dulce Marius Grigore al municipiului Călărași. Bună ziua! Așa cum bine știți, astăzi este Ziua Internațională Anticorupție și dumneavoastră, împreună cu profesorii dumneavoastră, v-ați implicat. Iar rezultatul o să-l vedeți la final, pentru că n-ați rămas și nu o să rămâneți nerăsplătiți. Este bine să vă implicați, este bine să participați la astfel de programe, pentru că este în interesul tuturor. Numai așa putem să conștientizăm, să devenim niște cetățeni cu simț civic, în care să nu ajungem în această latură, în care să ajungem pe zona de anticorupție. Da? Este bine să ne implicăm și astăzi veți vedea că rezultatele se vor vedea. Așa cum vedeți, avem pregătite premiile pentru voi și sper să vă fie de folos. Eu vă mulțumesc că vă implicați, eu vă mulțumesc pentru că ați avut răgazul și nu știați de premii, dar în schimb acum vedeți că sunteți răsplătiți. Mulțumesc profesorilor care s-au implicat. De la anul, nu știu dacă anul acesta, dar de la anul trebuie să ne gândim un pic și la profesorii care au îndreptat acești copii spre astfel de programe, cum a fost programul nostru Smart. Da? Vă mulțumesc încă o dată, să aveți zile frumoase în continuare, să trecem cu bine de aceste vremuri, că vedeți că se întâmplă ce se întâmplă în jurul nostru, și implicați-vă, fiți proactivi. Vă mulțumesc! Felicitări tuturor participanților și câștigătorilor. Nu putem să nu apreciem faptul că în aceste zile delicate se mai întâmplă și lucruri frumoase și mai mult decât atât nu putem să apreciem faptul că, să apreciem faptul că totuși tehnologia este utilizată și într-un mod benefic. Nu doar a activa jocuri, ci uitați, așa cum mi-au spus colegii, au filmat diferite filmulețe, au înregistrat diferite filmulețe care transmit un mesaj. Încă o dată felicitări și multă, multă sănătate! Mulțumim. O să dau cuvântul și domnului Sorin Veghiu, Serviciul Județean Anticorupție Călărași. Prin această campanie sesizați o parte a luptei anticorupție pe care o desfășurăm, și anume prevenirea. Prevenirea trebuie să pornească de la rădăcini și anume de la educație. Prin campania aceasta atingem o anumită marjă de vârstă pe care noi credem că, nu știu, reprezintă baza conștientizării pericolului reprezentat de către corupție. O să vedem o prezentare scurtă a filmelor câștigătoare. În continuare vă prezentăm filmulețele declarate câștigătoare în cadrul concursului Smart. Pe locul 3 s-au clasat elevii Liceului Danubius cu filmul Sub ochii lumii. Nu, intrăm. Bună ziua, domnule doctor. Bună ziua. În legătură cu starea mamei de sănătate, aș vrea să vă rog dacă ați putea face ceva cumva, să o transferăm în altă parte, dacă tot nu este loc pe secția dumneavoastră. Doamna, după cum v-am spus, paturile sunt pline cam în tot spitalul. Poate cunoașteți cumva pe cineva, poate aveți un coleg. Mă tem pentru starea ei de sănătate și mi-e teamă că dacă mai așteptăm să nu cumva să se întâmple ceva neplăcut. Doamna, eu colegi am mulți, dar nu cred că vă poate ajuta nimeni. Și totuși, dacă ați întreba în altă, o să fim și noi atenți. Nu e degeaba. Da. Numai să ne spuneți unde sau cu cine să luăm legătura cumva. Nu promit că voi reuși. Poate reușim, poate nu reușim. Dar totuși, șansele sunt destul de mari să reușim să facem ceva. După cum știți și dumneavoastră, suntem doctori foarte buni în acest spital. Eu știu, domnule doctor, dar avem nevoie mai repede, pentru că mi-e teamă să nu se întâmple ceva. Dar nu se întâmplă nimic. Atâta timp cât suntem oameni în ecuație, nu are cum să se întâmple ceva. Voi vă contacta în zilele ce urmează. Bine, vă mulțumesc. Aștept să mă sunați. O zi bună, domnule doctor. Pe locul 2 s-au clasat elevii Colegiului Barbu Știrbei cu filmulețul Anticorupție. Prezintă-te, te rog. Sunt corupția. Susțin orice abatere de la moralitate în favoarea interesului personal. În fond, de ce să respectăm regulile jocului când putem să le facem pe ale noastre? Mă numesc Integritatea și consider că cinstea este valoarea umană cea mai de preț, care ne definește atât prezentul cât și viitorul. De ce crezi totuși că oamenii încalcă principiile morale? Singurul subiect de care sunt cu adevărat interesați oamenii sunt ei înșiși. Nu mai văd imaginea de ansamblu, ei doar aștept să privească dreptul lor. Iar asta îi face vulnerabil la orice schimbare survenită în universul lor, mă rând. Oamenii și-au pierdut încrederea în ei înșiși și în modul propriu de judecată. Frumusețea jocului constă tocmai în faptul că mutarea adversarului nu poate fi prezisă. De teama unui atac din partea oponentului, își atribuie lor primul pas. Nu realizează că cea mai bună strategie este naște din rațiune, nu din temere. Ești de acord cu tinerii care aleg această cale nedreaptă? Ei știu deja că eforturile nu sunt întotdeauna răsplătite și că exact atunci când destinația contează cel mai mult, nimeni nu-i pasă ce drum lung și greu ai parcurs. De ce să nu-și cumpere certitudinea, în loc să muncească pentru ea fără o avea asigurată? Abia ce și încep drumul prin viață, n-au cum să creadă că au descoperit deja toate secretele succesului. Poate nu vor urca toți munții pe care și-i propun, dar tot vor ajunge pe culmai înalte, păzând peisaje incredibile pe parcurs. O scurtătură nu poate decât să-i priveze de această experiență formatoare. Cum crezi că va arăta viitorul tinerilor imorali? Oamenii nu pot avea control asupra viitorului, dar pot avea control asupra acțiunilor lor. Fiecare are rezervat propriul destin, dar nu-și permit să afecteze negativ pe cineva implicat în deciziile lor, doar fiindcă scurtătura pe care o ales-o nu i-a pregătit pentru o situație pentru care drumul lung ar fi reușit. Corupția nu este o scurtătură superficială. Este profundă, corozivă, dar nu și de nestabilit. Iar pentru a-i slăbi puterea este nevoie de o singură voce. O singură voce care să spargă tiparele. O singură voce care să facă diferență. Șahmat. Pe locul 1 s-au clasat elevii Liceului Teoretic Mihai Eminescu cu filmulețul Anticorupție, corupția ucide. Da, intrați. Să trăiți. Ce faceți, domnul Eminescu? Mulțumesc, bine, luați loc. Și, ia spuneți-mi, cu ce program? Of, cu autorizația asta, n-am nebunit pe drumul. Dar e simplu, v-am explicat de aceea ce trebuie făcut. Am trimis expertul să vă controleze dacă aveți suficiente și cu ieșirile astea nu mai scoatem la capăt. Uși puține, holuri strâmte, nu e vina mea că acum Firceau și cu blocul așa. Ce să fac, să schimb eu acum? Am investit bani în club, amenajări, mobilier, scenă, băuturi. Ce naiba, două uși urlite? Domnule, expertul este un om ca și dumneavoastră, plin de muncă, obosit mereu. Nu mai bine rezolvăm după o vacanță. Ce vacanță? Păi dumneavoastră să-mi spuneți, Maldive, Bora Bora, că doar nu ca aia căciulata cu voucherele la bugetari. Acum aș vrea să vorbesc cu colega mea, Ioana. Ioana? Vino cu zi. Da, vin imediat. Ioana, intră, te rog. Domnul, să primești autorizație, deoarece nu are suficiente căi de evacuare. Hai, domnule, sunt două uși. Ce înseamnă două uși? Diferența dintre viață și moarte. Sunt Ioana Hogea și mama lui Alexandru. Pe lumea au murit acum 5 ani la Colectiv, pentru că oamenii ca dumneata au crezut că totul se rezolvă prin mită. Ce mită, doamnă, dacă ne ajutăm și noi ca oamenii, dacă mă pun în locul dumneavoastră... Nu sunteți în locul meu și v-ați rugat să nu mă mai jigniți pretinzând că vă pasă. Dumneavoastră trebuie să fiți la locul dumneavoastră și să vă faceți datoria. Dacă legea s-ar fi respectat, fiul meu ar fi fost acum în viață. Și cine la 64? Ei, nu vorbiți așa. Nu vom mai tăcea, nu vom mai fi de ochii, gata. A fost o tragedie și nici pe lumea asta nu ne va aduce copiii înapoi. Colectiv este unul dintre multele cazuri din România care au rămas, din păcate, cu un final nefericit din cauza corupției. România, trezește-te, a venit și timpul tău. Și nu uita, eu sunt Colectiv, tu ești Colectiv, noi suntem Colectiv. Locul 3, Denisa Dusu, Danubius, Călărași. Felicitări. Andrei Marcu, locul 3, Danubius, Călărași. Felicitări, domnule. Ia-ți bicicleta? Ia-ți bicicleta? Ia-ți bicicleta, că ești băiat. Nu am fost. Tănuț Tudorache, Danubius, Călărași, locul 3. Dacă nu mă duceți din fața camerei. Felicitări. Ia-ți și premiul. Să fie de folos. Doamna e profesor coordonator, Fulga Loredana, locul 3, Danubius, Călărași. Am și motor. Felicitări. Mulțumim. Și noi mulțumim pentru implicare. Eva Viviana Zaharia, Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași, locul 2. Felicitări. Și biciclete. Dacă nu se descurcă. Da. Elev, Ștefan Valentin Bălan, Colegiul Național Barbu Știrbei. Ștefan Valentin Bălan. Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași. Și domnului profesor coordonator Cosmin Ionus Florescu, Colegiul Național Barbu Știrbei Călărași. Elevei Alexandra Gabriela Enache, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Călărași, locul 1. Tot la locul 1 se acordă elevului Cristian Valentin Chirică, Liceul Teoretic Mihai Eminescu, Călărași. Tot elevi de la Mihai Eminescu, Călărași, Alexandru Mihai Felea. Ia-ți bicicletele. Dacă nu aveți loc aici. Și doamnei profesor coordonator Magdalena Cornelia Ștefan. Felicitări oricum pentru implicarea întregului colectiv. Bun. Noi vă mulțumim, că v-ați implicat, implicați-vă, fiți activi, pentru că de voi depinde viitorul nostru.